Stimați colegi, cu prilejul zilei lucrătorului medical și a farmacistului, aș vrea să vă doresc cele mai mari urări de bine. Să vă doresc, în primul rând, să fiți voi sănătoși, să vă fie familiile voastre sănătoase, să aveți răbdare, să aveți perseverență, să fiți stimați, să fiți apreciați atât de pacienți, cât și de întreaga societate. Sunteți acele persoane care stați la straja sănătății întregii societăți, începând de la copilul care abia s-a născut, nou născut, și până la ultima persoană care pleacă în lumea celor drepți. Cuvintele voastre, cuvinte de alienare, cuvinte de îmbărbătare a pacienților și a tuturor persoanele care sunt în preajma voastră, contează foarte mult pentru societatea noastră. De aceea vă doresc să aveți stimă și aprecierea întregii societăți. Să fiți în siguranță, să treceți cu ușurință toate dificultățile care le aveți în viață, să fie pace și cer sănin de supra țării. La mulți ani, stimați colegi!